Singurul hop pe care îl mai are de trecut Ciurel se numește Adunarea Generală a Acționarilor. Aici mandatul lui Ciurel, ce se întinde pe 4 ani, trebuie să primească ultimul aviz. Dumneavoastră a semnat mandatul de manager? Cu data de 1 martie intră în vigoare, da. Va intra în vigoare cu data de 1, rămâne pe 28, odată cu aprobarea lui de către ADA. Deci am ajuns la o înțelegere, s-a definitivat contractul. Pe data de 1 intră în vigoare, se semnează pe 28 după ce trece prin ADA. Nu este chiar o formalitate, dar Consiliul de Supraveghere a fost cel care a avut cuvântul cel mai greu de spus. După ce vor fi puse la punct și aceste detalii, Ciurel va trece și la schimbări în vârful complexului energetic Oltenia. Astfel, mai mulți directori din cadrul gigantului energetic urmează să fie schimbați, după cum afirmă chiar Ciurel.